Mă aflu la Hâncești. Так, orașul Hâncești de la Moldova. Am venit să vă arăt a doilea film. V-am arătat dimineață la poartă, la Victoria Fortuna, procurorul, procuroara din Procuratura Anticorupției, unde a lucrat Viorel Morari. Acum eu vă mai arăt, asta este aceea casă a procuroarei, este construită de mama lui soțul Victoria Fortuna. Sau invers, dar asta este construită de alți părinți, cuscri, socri între dânși. Unii au construit acele două căsi, altul a construit, uitați-vă, iată asta, care nu-i dată în exploatare la fel. Victoria Fortuna, procuroară de la Procuratura Anticorupției, taticul ei, eu am stat de vorbă aici la dânsul, la clădirea asta, și taticul ei a construit-o muncind la... în Israel. Văd că a fost în Israel și a muncit așa și s-a prânit așa casă. Eu l-am întrebat cum a construit așa acoperișul, știți cum a stat o leapă de vorbă, să văd cine mai spune. Așa că uitați-vă, asta este clădirea lui procuroarei Victoria Fortuna. Să-i dăm întrebarea. Cum? Și aici încălzește și mașina Honda, tatăl procuroarei sau a lui Sergei, soțul ei, Serioja, Carandaș, Creion, cum e porecla acolo la dânsii, nu știu. Și încă aici era și o Honda Jeep. Tata ei era pe Honda Jeep. Și asta ei sunt părinți gospodari care pot să agonisească așa bani, să construiască așa clădiri și să nu declare. Ei ne au de proști, dar noi nu suntem proști. Clădirea asta costă. Clădirea asta costă și o dau în chirie. Asta tot e de închirie procuroară. Vă închipuiți? Și iată, vă arăt că ne aflăm la Hâncești. Orașul Hâncești. La clădirea procuroarei Victoria Fortuna. Victoria Fortuna. Dimineața v-am arătat casa, primul film. Asta e a doilea film. Asta e seria a doua. Cum ar fi? Seria a doua. Vedeți? Toată clădirea asta se dă în exploatare. Toată clădirea asta se dă în chirie, în chirie. În exploatare încă nu o dat-o, tăticul, dar o poate da în chirie. Alături avem judecătorie de la Hâncești. Iată, vedeți, alături avem judecătorie. Și fac schemele și sistemele în Moldova, continuă fabricarea dosarelor. Asta tot e făcut pe fabricarea dosarelor, oameni buni. Asta pe lacrimile oamenilor. Nu poate oamenii, ia că voi dați... distribuiți și scrieți-le comentarii. Voi care sunteți în Israel, vă puteți permite așa să construiți așa o clădire? Răspundeți-i la procuroară Victoria Fortuna. Nu o declară, dar pe lună, aici ei prind pe lună undeva vreo 3.000 de euro. Vreo 3.000 de euro îi iau chiria. Vreo 3.000 de euro. Dacă clădirea nu-i dată în exploatare, deși nu-i declarată, de ce nu-s impozitele pe lux și așa mai departe? Asta vă întreb. Și vreau ca să mă ajutați cu distribuire, cu un like, cu un mesaj. Scrieți-le mesaje la procurori. Asta este procuroara din Procuratura Anticorupție. Procuratura Anticorupție, unde lucra Viorel Morari. Erau specialiști la fabricarea dosarului. Vă mai aduc aminte încă o dată, asta procuroară, când am fost trochită de prietena ei la Ciocane, am fost trochită cu o soluție oarecare. Până am insistat la poliție și Alina Rotaru, care m-a strochit cu soluția aceea, așa și nu a fost amendată și nu i-a făcut poliția nimic. Înțelegeți? Ei au încercat, dar eu v-am arătat că se poate de luptat cu dânșii. Am insistat și la insistența mea, că tot strigau în film că sunt nebună, că nu știu ce. Eu am insistat și am aflat cine este el, Alina Rotaru. Vă aduceți aminte, era filmul de la Ciocană. Poliția, ce am făcut vreo 3 filme. M-a ajutat Mătăsaru, că era Mătăsaru, eram în doi și noi am putut să o reținem, să chemăm poliția. Poliția vreo nouă să ne facă dosarii. Dar nici de cum lui Alina Rotaru. O recunoscut-o, eu am intrat la judecătorie, eu nu aveam acces în judecătorie, ea avea acces pentru că era cu procuroara Victoria Fortuna.
și soțul Victoriei Furtună, care duce oameni la Italia, Sirioja Creion, Carandaș, Creion, nu știu cum e corect. Voi cunoașteți mai bine, care ați fost dus de omul ăsta și pe dosare. Și el a scăpat, pentru că este soția procuroară. Iată unde sunt fabricarea dosarelor. Aici e. Jos bandiții, jos hoții, jos mafioții de procurori. Și am să vă arăt în continuare și procurori, și judecători, și polițiști, și năcealnici, și miniștri. Și avem, lista e foarte mare. Și Andronache, și Island, Nichiforciuc, și Deacovă, cel mai bătrân. Și cine mai era acolo lângă dânsii? Și era acela, Vasile Botnar, care a expulzat turcii, profesorii turci. Treziți-vă, moldoveni. Eu vă spun, treziți-vă, moldoveni. Nu vă zic români, nu vă zic basarabeni. Vă spun, treziți-vă, moldoveni. Dați să luptăm, să dăm jos, să-i punem la respect, să ne plătească impozitul pe lux, ca să putem da pensii, să putem da leafă la oameni care lucrează. Și noi nu avem nevoie de procurori, pentru că ei nu m-au fabricat dosare. Decât nu m-au fabricat dosare, ei nu au făcut nic altceva. Le-au dat voie Plahotniuc și au făcut SRL-uri, leafă mare le-au făcut-o Plahotniuc, doar știți spre genii. Fiecare procuror are câteva 30.000 de lei, dau impozitul cum plătesc ei acolo, unul Dumnezeu știe. Și plus dosare fabricate. Câtă lume a părăsit Moldova asta pentru dosare fabricate? Victoria Furtună, de la Procuratura Anticorupție. Vă aduc aminte încă o dată, cu bărbatul, soțul ei, Serghei Carandaș Creion, care a dus lumea la Italia. Asta i-au făcut părinții. Nu știu, părinții a lui, părinții a ei. Casele le-au făcut cineva din părinți și alți cuscri au făcut toată gospodăria asta. Ei sunt oameni gospodari, dar noi suntem niște bețăvani înaintea lor. Noi suntem niște proști să ne ducă în eroare. Deci asta vă spun. Transmiteți-le și distribuiți asta filmul lui Victoria Furtună, procuroara din Procuratura Anticorupție, să-l întrebăm pe Viorel Morari. Când a declarat mașina numai de 500 de euro, Victoria Furtună, că tot părinții i-au dăruită, dar mașina aceea, știți, costă 18.000 de euro, plus clădirile astea, plus casele, plus trebuie toate întreținute, dar haina de pe Victoria Furtună sunt câte 5.000 de euro pe dânsă. Victoria v-am arătat câte costumi le schimbă, câte fel de fel. Oameni buni, treziți-vă, moldoveni, că ne fură țara în lung și în lat. Ne fură țara în lung și în lat. Treziți-vă și dați și-o lupta. Pentru că dragii de procurori, că altfel nu pot să le spun, s-au făcut averi pe schinare și pe lacrimile noastre. O închis tot de la unul și au putut. O distrus familie, o distrus copii prin penitenciare. În penitenciare trebuie să stăie ei, nu noi. Ei trebuie să stăie toți. Și mă adresez cu Stoianoglu. Mâine dimineață, oameni buni, mă duc la Procuratura Generală, protestez și trimit toată lista cu care v-am arătat toți gospodarii ăștia, procurori, gospodarii în ghilimele, bandiți și talhari, o ducem la Stoianoglu și la Ruslan Popov să vedem și ne spun ei răspuns. Și o duc și la Autoritatea Națională de Integritate, unde ei nu au declarat averile. Asta sunt dosare penale, pe deși trebuie și dosare penale. Să vedem. Au să lucreze autoritățile, îi impunem la respect sau nu. Ne răsculăm sau îi lăsăm să ne fure în continuare și să ne amăgească și să ne distrugă? Eu i-am spus lui Stoianoglu, nu închideți oamenii muncitori. Nu vă băteți joc de țara asta. Popov, Ruslan, în continuare își bate joc de țară. Deci asta este. Distribuiți. Da, asta tata ei, eu am vorbit aici, era cu o Honda neagră, tata ei. Și el a spus că el asta tot a făcut la, în Israel, el a lucrat în Israel și a muncit și a agonisit. Eu încă ne-am făcut așa o întrebare, dar cum ați făcut acoperișul, vedeți că-i plac, oi, ia că acoperișul am făcut așa și așa și el în lămureu, dar și ce filmez? Dar eu zic, pur și simplu filmez să mă uit, să văd, la Autoritatea Națională de Integritate, să văd, o declarat Victoria Furtună, clădirile este, și casele este declarate de părinți, vă închipuiți? Părinții lor gospodari. Da, hoțiile sunt foarte mari. Și am să vă arăt în continuare toți gospodarii, v-am spus. În continuare tot PD-ul. Nichiforciuc ar să meargă, Andronache, toți ar să meargă la pachet. Am să vă arăt business-urile lor, cum fură schemele, cum se finanțează PD-ul, cum se finanțează PSRM-ul. Tot am să vă arăt. Oameni buni, scrieți-ne în privat. Scrieți-ne în privat care știe, care are gospodari de ăștia, care știe tot. Eu tot asta țin în secret și am să vă arăt în continuare. Vreau foarte mult să distrugem schemele și sistemele din Moldova. Nu trebuie să fugim. Eu mai am încă un an și două luni
de stat condiționat. Și într-un an și două luni dovedesc să vă arăt toate bogățiile din Moldova, a gospodarilor ăștia. Iată cum trăiesc oamenii în casele cele vechi toți. Câte un apartament vai de capul lui, plătesc impozite la stat. Dar gospodarii ăștia de furtună, Victoria, cu Crion, Serioja, ei nu plătesc impozite la stat. Dacă chiria asta pe lună, eu am înțeles că cel puțin 3.000 de euro. Eu dau în arendă, în chirie dau la toate lunile clădirea asta, care nu-i dată în exploatare. Să înțelegeți corect, dacă să dai asta tot în exploatare, și tot îți bani plătiți. Duci, plătești, duci la notar, fă acte și mergi câte un procent la stat. Mergi câte un procent, acolo 0,7, să duci la stat. De unde să aibă ei de lucru? A să întrebăm pe la bătăi, ne ducem să întrebăm pe ce-a făcut nănașul Lufilat. Ce-a făcut nănașul Lufilat? Ghilăș. El, pe toți, i-a ajutat ca să toate clădirile astea să coste copii. La mine casa costă 920.000 de lei. Vă spun, casa mea costă 920.000 de lei. La dânsă nu costă nimic. Costă 400.000 de lei, 100.000 de lei. E impozit, nu plătesc la stat. Dar eu vă lămuri de câte ori. Mai mult de 120 de metri pătrați și mai mare suma de 1.500.000 să încep a pune impozitul pe lux. Asta o cerim, ca voi să înțelegeți, ca să avem noi leafă, ca să avem pensiile mărite la oameni, noi trebuie să avem impozitul pe lux. Familii vulnerabile să aibă copiii care sunt săraci, care mai mult de 3 copii, să prânească de la asistența socială bani. Noi trebuie să luăm de la bogătaș să dăm la săraci, să știm ca haidușii, să ne învățăm. Istoria ne se repetă. Trebuie să luăm de la bogătaș să dăm la săraci, să impunem să plătească impozitul pe lux. Asta este. Corect că au furat, eu și vă spun, tatăl ei a lucrat la Israel. Înțelegeți? El a lucrat la Israel și a făcut așa bogăție. Lumea stă la pișticotare, nu-și poate cumpăra un apartament, dar ei au făcut așa bogăție de la Israel. Ei sunt gospodari. Vă închipuiți, ei sunt gospodari. Și nu-i dat în exploatare și nu plătesc impozitul pe lux. Asta să le cerim. Să le cerim la toți. Impozitul pe lux și dați casele în exploatare. Mâine le duc, ce v-am arătat până acum, mâine le duc la Procuratură și la Autoritatea Națională de Integritate. Să vedem, au să lucreze Procuratura și am să vă fac lista, am să vă arăt, am să vă public pe Facebook și să vedem și ne dă răspuns Stoianoglu. Ce răspuns ne dă? Chiar și în privința lui Ruslan Popov. Deci asta este, distribuiți și cred că va ajunge atât. Voi principalul distribuiți, scriți-le mesaje. Eu am să le duc la Procuratură și la Autoritatea Națională de Integritate, să le șerim socoteală, să plătească impozitul pe lux. Noi avem nevoie de bani în buget, nu cu mâna întinsă la Rusia, credite, și copiii noștri să dăie din neam în neam, să întoarcă creditele care îi tot le fură ei de la putere. Nu la Rusia după credite, nu la Europa după credite, să luăm impozitul pe lux de la bogătași. Avem foarte mulți bogătași în țară, deci să-i punem la respect, asta este. Distribuiți și corect, lăsați trolii care scriu, trolii ăsta care le convine, de la PSRM, trolii de la PD, nanașii, șinii, cumătrii, să dăm jos corupția, trebuie să-i punem la respect toți, pe nanașii lor, pe toate ca și gospodarii ăștia de judecători, care fabrică dosare la comanda procurorilor și trăiesc bine. Iată, mă aflu la, să vedeți, judecătoria Hâncești. Puneți-i la respect să plătească, vedeți? La Hâncești. Distribuiți toți și dați să le dăm, să-i punem să plătească impozitul pe lux. Noi asta o cerim de la dânșii. Iată. Impozitul pe lux bandiților și talharilor, jos mafia de la guvernare. Nu aveți frică. Nu aveți frică. Cea mai bună armă în mână la noi este telefonul mobil și mai ales intrați live și nu aveți frică deloc. Corect, Deacov din Siberia a fost născut, sau Ion Deacov, ați văzut că v-a spus la întrebare, da, ori a fost născut în Siberia, ori l-a dus din Siberia de-a născut, ori l-a dus mititel, dar ați văzut cum fură în continuare, nu au frică. Și pe voi vă îndemn să fiți curajoși, să nu aveți frică și să înscriți mesaje care le știți. Eu am încă mult să vă arăt. V-am spus, la toți deputații, am să încep, procurori, judecători, tot, care știți, unii trăiesc, trimiteți-mi mesajele în privat. Eu nu spun, Doamne ferește, un cuvânt, să-mi tai capul, nu spun. Eu treaba mea de unii, eu principalul să știu o adresă precisă și am venit și le-am făcut fotografii ca voi să vedeți chinouri în fiecare zi. Reali, oameni buni, chinouri reali.
că presa lui asta Morari și presa celălalt om Catușoncă. Catușoncă de la Dodon și Itac. Deci asta e, distribuiți-o și scrieți-le mesaje de adio, trebuie să ne răsculăm, ne adresăm către popor, să nu ne vândă atâta în robie, ajunge, noi suntem roghilor, ajunge.